Codul penal modificat ieri în Comisia Iordache a fost votat astăzi în Senatul României în forma dorită de PSD. Opoziția a încercat să blocheze lucrările și a părăsit sala, dar aleșii PSD s-au mobilizat și au reușit să adune numărul necesar de parlamentari pentru a putea continua dezbaterile. Reprezentanții USR au protestat împotriva puterii prin afișarea unui banner uriaș în fața prezidiului Senatului. Îmi este rușine, domnilor colegi, văzând că în loc să evoluăm, regresăm și că ne transformăm într-un stat mafiotizat în care cei aflați la putere premiază și ocrotesc corupția, incompetența, abuzul și neglijența în serviciu, în loc să sancționeze, așa cum s-ar cuveni. În cele din urmă, proiectul a fost votat cu 74 de voturi pentru, 28 împotrivă și 9 abțineri. Cei care s-au obținut au fost membrii UDMR, care n-au fost nici ei de acord cu noua formă a articolului privind abuzul în serviciu. Pe lângă acest articol, PSD a operat și alte modificări importante ale codului penal. Neglijența în serviciu a fost scoasă din codul penal. Pe durata suspendării, sub supravegherea executării pedepsei, se suspendă și pedepsele accesorii, precum interzicerea de a ocupa o funcție publică. Pentru pedeapsa cu închisoarea mai mică de 10 ani, se poate aplica eliberarea condiționată dacă s-a executat jumătate din pedeapsă în loc de 2/3. Sporul de pedeapsă la concursul de infracțiuni poate fi de maxim 3 ani, adăugat la pedeapsa cea mai grea. În prezent este 1/3 din totalul celorlalte pedepse. Sunt doar câteva dintre modificările aduse legislației penale de actuala putere. Proiectul de lege aprobat de Senat va merge acum în Camera Deputaților, care va adopta forma finală ca for decizional.